De fapt, știți ce înseamnă domn? Stăpân, suveran absolut. Și Domnul Iisus, în urma ceea ce a făcut, a primit, cum spunea ucenicii înainte în înălțare, toată puterea în cer și pe pământ. Are autoritate absolută. Și va continua să-și exercite autoritatea până când, așa cum spune în Corinteni 15, tot universul va intra sub compania lui Dumnezeu și Dumnezeu va fi totul în toți. Doamne, ajută-ne și nouă. Amin. Dragi tineri, aș vrea să ne reamintim în două, trei fraze ceea ce am vorbit azi o săptămână. Am vorbit despre harurile Duhului Sfânt, despre harul primirii Duhului Sfânt sau harurile. Vă amintiți ce vorbeam atunci, de ce Duhul Sfânt este un har? Este numit și un dar. Un dar primit în urma harului care l-am primit prin Domnul Iisus Hristos. El este cel ce botează cu Duhul Sfânt. În baza a ceea ce l-a făcut, noi am primit darul lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul, această făgăduință slăvită. Am vorbit despre două haruri. Harul rugăciunii prin Duhul. Și dacă aș fi să vă întreb, ați dat voie Duhului în săptămâna asta să lucreze? V-ați rugat? Ați prins momente speciale? Să nu spuneți că n-ați avut timp. Dimineața, seara, când prindeți astfel de ocazie, cum alții sunt dependenți și intră imediat de pe telefon sau de pe computer, migrează în lumea internauților, avem și noi harul prin Duhul să migrăm în lumea lui Dumnezeu. Asta e mare har. Și defalcam atunci două dimensiuni ale harului rugăciunii, prima prin care ne zidim pe noi, recitesc din Epistola lui Iuda, versetul 20, dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă. Deci fiecare se poate întări, se poate edifica. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și eu vă reamintesc tot pe scurt, spuneam că este un nivel al rugăciunii cu mintea, în care ne rugăm rațional pentru ceea ce știm noi, pentru pâine și apă, părinți și prieteni. Apoi este o rugăciune inspirată tot în limba maternă, sub călăuzirea Duhului, și apoi cea mai înaltă dimensiune, cea în care ne rugăm în alte limbi, unde totul este punct ochit, punct lovit. Acolo Domnul ne călăuzește exact la nevoile noastre și ale altora. Pentru că cealaltă parte a rugăciunii era rugăciunea de mijlocire, și aminteam ca referință principală Romani capitolul 8, hai să ne mai uităm odată la ea, să ne se fixeze bine în minte. Romani 8, versetele 26 și 27, și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, vedeți, noi suntem limitați, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care este năzăința Duhului, și accentuează Pavel, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu și poate să mijlocească prin noi. Celălalt har prin Duhul era cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că nimeni, absolut nimeni, nu poate intra în sferile lui Dumnezeu, în tainele sfinte, în adevărurile cerești, numai prin Duhul lui Dumnezeu. Alt mod de codificare a tainelor lui Dumnezeu nu există. De aceea se ruga Domnul Iisus Hristos și spunea, citesc Evanghelia după Matei, capitolul 11, și asta o făcea într-o rugăciune de mulțumire la adresa Tatălui pentru maniera în care a ales să lucreze. Matei 11, versetul 25. Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, adică celor născuți din nou care primesc Duhul Sfânt. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit-o cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni, deci este o exprimare exclusivistă, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și aceluia care avea Fiul să îl descopere. Și această descoperire este prin Duhul lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat harul acesta.
într-o lume, dragii mei, în care oamenii caut, unii caut în filozofie, alții se lansează în domeniul științei, să afle tainele universului și ale vieții, secretele ADN-ului. Alții intră în lumea mistică, pe diferite căi, în diferite religii, să aibă cumva acces în divinitate, în absolutul Brahman, cum spun hinduși și ceilalți. Da, nu găsesc, se pierd undeva printre stele. Nouă ne-a venit Dumnezeu în întâmpinare prin Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. În seara asta, dacă Domnul ne dă lumină din Scripturi, vreau să vorbim despre alte două haruri ale Duhului Sfânt, de care nu poate să beneficieze decât cel ce a primit Duhul Sfânt. Harul despre care vă citesc în Galateni, capitolul 5. Nu mi-aparține formularea, o preiau exact de la Apostolul Pavel ca să fim cât se poate de biblici. Efeseni, capitolul 5, versetul 25. Dacă trăim prin Duhul, adică dacă avem naștere din Dumnezeu, născut din Duhul, cum scrie Domnul, cum scrie în Ioan 3 în discuția cu Nicodim, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, harul umblării prin Duhul. Mai poate fi numit în Scripturi harul călăuzirii Duhului sau harul cârmuirii Duhului. Ce înseamnă asta? În toate activitățile vieții, acolo unde gândim și ne gândim cum să procedăm, dacă e vorba de alege o profesie, în alegerea căsătoriei, în vreo altă acțiune de activitate pământească sau la nivelul fiecărei ispite, discuții cu oamenii, noi avem alternativa să trăim prin firea pământească, să gândim cu mintea noastră să facem cum vrem, cum ne îndeamnă euul nostru, sau să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, cârmuiți de El. Expresia de cârmuire apare aici în Galateni 5 de la versetul 16. Umblați cârmuiți de Duhul. Asta e ceva ce ține de viața cotidiană, de discuții, de gânduri, de frământări. Și nu împliniți poftele firii pământești. Și vreau să observăm mai întâi că este un conflict interior în ființa noastră. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, adică nouă după carne. Acolo în Romani 18 la subsolul ne scrie firea pământească, scrie carne, e grecescul sarx, elementul fizic al naturii umane. Firea pământească poftește împotriva Duhului. Adică Duhul ar vrea într-un fel să ne comportăm, să umblăm, umbla înseamnă un mod de viață și firea vrea în alt fel. Sunt lucruri potrivnice unii altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. De exemplu, fetelor, firea vă îndeamnă să vă îmbrăcați cum e moda, cum ați fost obișnuite, cum dictează Facebook-ul, nu? Sau la băieți, firea vă îndeamnă să vorbiți, să vă tunde, să vă bărberiți sau să nu vă bărberiți, după cum e moda vremii. Duhul s-ar putea să vrea altceva. Și în voi apare acest conflict. E o luptă. Duhul spune una, firea vrea alta. Voi aveți harul să fiți luminați la minte cum e bine. Mai mult. Și despre asta vom vorbi din Romani 8, anticipez deja. Să aveți nu numai lumina și puterea să biruiți ispita și să trăiți frumos. Ceilalți de afară nu o au. Chiar dacă vine aici. Sau dacă sunt aici băieți fireși care n-au Duhul. Iată ce vă citesc din Iuda, de unde am citit adineauri. Cât e de mare diferență. Iuda 1 cu versetul 18 și 19. În vremurile din urmă și când, dacă nu acum sunt vremurile din urmă, vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelejuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii. Adică ei nu pot să-și controleze poftele firii. Sunt supuși poftelor, care n-au Duhul. Dar știți că și dacă ai Duhul, poți să trăiești tot după fire? Cei firești nu pot altfel. Și citim despre asta foarte pe larg în
Roman 7 și 8. Citim de la versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească. Deci e vorba de Scriptură, puteți înțelege, când e vorba de lege. Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce El ne vorbește. Dar eu sunt pământez vândut rob păcatului. Că nu știu ce fac. Și acum voi fi sinceri dacă vi s-a întâmplat sau nu așa, ca și a ceea ce descrie aici. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Versetul 19. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, rău este lipit de mine, fiindcă după omul de înăuntru, adică în mintea mea, cum spune versetul următoare, mie îmi place legea Dumnezeu, aș fi să fiu băiat, fată, pocăită, dar versetul 23, văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob păcatului care este în mădularele mele. Vă dau un exemplu plastic să înțelegeți. Ajungem la marginea unui râu. Până acolo am mers pe sol, nu? Și să apară un indicator. Să te duci la suprafața apei, n-ai voie să te scufunzi. Și tu zici, ar fi și bine, nu mă aud la șosete, nu? Și îți propui și calci, numai că nu merge, nu? De ce nu merge? Este o lege, spun oamenii a gravitației, de la Newton încoace, da? Care nu te lasă. Și tu te întorci și iară te uiți la inscripție și spui, dar mi-a spus să mă duc pe apă, dar eu de ce nu pot? Văd în mine o lege, așa e cu păcatul, la omul firesc. Degeaba îi spui să meargă frumos, să nu se certe. El nu poate. Nu-și poate păstra gura sub control, nu-și poate păstra ochii. Și spune aici în capitolul 8, versetul 3, căci lucru cu neputință legii, degeaba cerea. Întrucât firea pământească o făcea fără putere. Mai departe scrie în 8 cu versetul 7. Partea a doua versetului, observați. Căci ea, firea pământească, nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Că oamenii sunt cât de cât cizelați și uneori sunt amabili și respectoși și protocolari, asta ține așa de fațadă. Dar dacă îl superi pe om, dacă e vorba să fie la fel și mâine dimineață și mâine după masă, revine în firea lui. Nu mai poate să joace teatru. E cam povestea aceea, când unul a mimat pocăință să pună mâna pe o fată și s-a botezat și a zis că o lase măcar puțin să se bucură, dar n-a reușit să păstreze secretul nici în săptămâna anunții. Că a zis, dar nu mai pot să tot rap, să tot fac pe pocăitul. Trebuie să-mi dau drumul așa cum sunt, cum gândesc. Asta e omul firesc. Nu poate să facă binele, să umble frumos, să fie ca un sfânt și să placă lui Dumnezeu. Nu poate. E o lege a cărnii, a robiei păcatului. De aceea, dragii mei, noi insistăm atât de mult să se primească Duhul Sfânt, dar nu-i destul dacă nu și ne lăsăm călăuziți, cârmuiți de Duhul Sfânt. Aici, în adunare, har Domnului, stați cu minți, așa vă mai spitește pe câte unul telefonul sau gândurile. Dar acasă, la școală, pe stradă, la serviciu, acolo e bătălia. Și fiți atenți, aici în Roman 8 ne lămurim. Versetul 1. Acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Adică nu ne mai puțin de ce înseamnă osândire. Nimeni nu ne mai poate acuza că am făcut un păcat sau altul. Că suntem iertați în Domnul Iisus Hristos. Numai cu următoarea condiție, dacă ne gândim și la viața ce urmează, nu numai la trecut. Trecutul a fost simplu rezolvat, ne-a iertat Domnul. Nu mai este nicio sândire pentru cei care trăiesc după îndemnurile, nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și în versetul 2 avem ceva bine de definit și atunci înțelegem. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, mai zbăvit de legea păcatului și a morții. Acum să descompunem împreună definirea asta pe cuvinte, în termeni. De ce îi zice legea păcatului și a morții? Hai să vă aud. De ce îi zice legea păcatului și a morții? Așa, îi spune întâi legea păcatului, pentru că legea îmi spune ce e păcat și ce nu-i păcat. E legea păcatului, legea definește, scrie în capitolul 7, asta e păcat, asta nu-i păcat. Și spune a morții, pentru că așa cum spune fratele Sergiu,
Legea îmi spunea să nu păcătuiesc și culmea mea tocmai atunci am venit să fac. Că până atunci nu mi-a venit ideea. Știți cât de ispititor a fost în Eden? Ce a reușit Adam și Eva să consume din toți pomii până să ajungă la pom așa, spuneam, i-am încercat pe toți să văd ce gust are și ăsta, ultimul. Dar de unde? Că la pomul vieții n-ajunseseră. Ispita. Legea păcatului definește păcatul, dar pentru că omul nu poate păstra, cum a spus, firea nu e în stare să trăiască neprihănirea lui Dumnezeu, ea a devenit legea păcatului și a morții. Am intrat sub incidența, sub condamnarea legii. Și la Dumnezeu plata păcatului este moartea. E legea păcatului și a morții. Și sub legea asta toți oamenii. Poate au zis pe unii spunând, noi nu mai suntem sub legea lui Moise. Nu! Dar toți oamenii care au păcătuit sunt sub incidența legii lui Dumnezeu, care îi condamnă pentru tot ceea ce au comis ca păcat. Dar cei ce sunt în Hristos nu mai sunt sub legea aceasta. Cum este definită cealaltă lege? Legea Duhului de viață în Hristos Iisus. De ce e denumită așa? De ce îi spune legea Duhului? Pentru că noua stare, posibilitate în care pot trăi, este oferită de Duhul. E legea Duhului. Numai Duhul Dumnezeu poate să-mi ofere statutul ăsta, privilegiul ăsta. De ce îi spune de viață? Pentru că e dătătoare de viață aici. Naște o altă viață și e dătătoare de viață veșnică. De ce îi spune legea Duhului de viață în Hristos Iisus? Pentru că în urma ceea ce a realizat Domnul Iisus Hristos ne-a fost dat acest Duh de viață. Mărit să fie Domn. Asta e toată problema. Trăim în fire și ca atare sub legea păcatului și a morții și suntem sub condamnare? Sau trăim prin Duhul și atunci suntem sub legea Duhului de viață în Hristos. Și explică foarte frumos de la versetul 4, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, și revin la imaginea cu legea gravitației de la malul apei, de acum m-am unit cu Domnul Iisus Hristos și trăiesc cu altă dimensiune, nu mai sunt supus legii păcatului. Este ca și cum am pune un obiect pe apă, cade la fund, nu? Dar dacă legăm obiectul acela de o placă așa de plută, mai cade? Dar nu s-a modificat substanța obiectului, dar este în relație strânsă cu un alt obiect. În cazul nostru, cu altă ființă, prin Duhul. Și cum vă spuneam, Duhul îmi spune, fii atent, nu fă asta, păzește-te, nu te du. Mă sesizează, îmi dă putere, nu doar informare. Și spune în continuare, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și aici ne oprim puțin. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, cei ce umblă după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Cum se receptează îndemnurile Duhului? Vi s-a întâmplat, vă întreb pe cei botezați cu Duhul Sfânt, să auziți așa ca o șoaptă, nu perceptibilă de urechea fizică, în care ați fost îndemnați să vă rugați, să tăceți, să nu vă duceți într-un anumit loc, să deschideți Biblia, să... Dar în același timp, cu siguranță, ați auzit cealaltă șoaptă, dă-i replica și spune fraza aproape în gură. Deschide internetul să vezi, fii curios. Și trăim sub aceste duble impulsuri și îndemnuri, oricare dintre noi. Asta e realitatea omului născut din nou. Pe bună dreptate este acea definire, Adam înainte de păcat putea să păcătuiască sau să nu păcătuiască. După ce Adam a păcătuit și toți urmașii lui, nu mai pot să nu păcătuiesc. Omul născut din nou care a primit Duhul lui Dumnezeu poate din nou ca Adam înainte să păcătuiască sau să nu păcătuiască. Și când vom ajunge în slavă la Dumnezeu, har Domnului, nu vom mai putea să păcătuim. Dar toate problemele ai de aici până acolo. De aceea v-am îndemnat de mai multe ori. Nu ascultați muzică într-una, vă broiați mintea. Mintea să vă fie lejeră, limpede.
cum zice o vorbă înțeleaptă, decât o minte aglomerată, mai bine una ordonată. Ca să puteți recepta aceste îndemnuri. De aceea e important să te rogi dimineața. Îți șoptește Duhul Sfânt. Uneori noaptea îți dă în vis. Când citești din Biblie, alteori la slujbă, dacă ești atent. Te pune în temă. Zice în Psalmul 32:6. De aceea orice om evlavios se roagă ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa pe mar, pe el nu-l vor atinge deloc. De ce? Dumnezeu l-a preavizat. L-a făcut atent. Dar asta numai dacă învățăm cum să fim receptivi la șoaptea Duhului Sfânt. Evident că asta se pune în acord cu Scriptura, cum vă spuneam asta în mod deosebit, la rugăciune. Eu cum am umblat într-o parte în alta, așa uneori plec grăbit, am experimentat nu odată. Se întâmplă să mă uit câte ceva. Dar când mă rog la plecare, la rugăciune mi-aduc aminte. Am anumite sarcini pastorale sau anumite... Am promis la cineva ceva. Dacă nu mi-am notat, mai uit. Când mă rog, mi-aduc aminte. Țin minte că erau copiii mai mici și învățase lecția și spuneau, tati, pun și te roagă, vezi dacă n-ai uitat ceva. Mi-aminteam exact ce am uitat. Și asta nu odată mi s-a întâmplat. Când mă rog, dacă nu te rogi la vreme, vine ispita. Duhul îți poate să șoptească și mergând pe drum. Să te îndemne. Și aici mai există un secret. Scrie aici în versetul 5 de lucrurile firii pământești și lucrurile Duhului. Care sunt astea? Ce ziceți? Așa când vă uitați pe YouTube, e lucrul Duhului sau e lucrul firii pământești? Când faceți antrenament la sală, când răsfoiți presa, când așa titlurile de știri pe știu eu ce... Care sunt lucrurile Duhului? Pentru că există aici o problemă. Toți ar vrea să fie călăuziți. Dar nu poți să receptezi îndemnurile oriunde. Veneam de la Oradea, ascultam Radio Vocea Evangheliei pe 92,1. M-a sunat cineva, n-am mai fost atent la radio. Până se termină o convorbire, a trecut să mă încoace spre Avramean cu Zerind. Când ascult la radio, mergea o muzică, băi, zic, bine că nu scui nimeni în mașină, zic, ce muzică ascultă fratele? Zic, când mă uit, măi, 92,1, da. Ei, dar m-am deplasat eu din zona unde se recepta vocea Evangheliei. Așa, astea sunt lucrurile Duhului, dacă rămân în sfera lucrurilor Duhului, îndemnurile sunt receptate ușor. Dacă te duci pe stadion, doar nu o să primești acolo îndemnuri. Dacă stai și te uiți la un film, apoi că nu e cu imoralitate. E doar ficțiune, e doar, știu eu, altul interesează războaie, istorie. În zona aia, recepția e aproape ineficientă. Foarte puțin probabil să mai receptești ceva acolo. Dacă îți dai drumul la vorbă, povești, nu mai receptezi îndemnurile. Deci n-ai cum. Cine dintre voi își poate imagina că ești pe un stadion sau și numai să vizionezi așa? Acum m-a sunat un tânăr și a spus, frate, am decis, sau mai știu cum mi-a povestit direct, să nu greșesc, m-am decis să nu mai am treabă cu niciun sport, numai chiar când joacă România. Sunt patriot și eu. Și a zis, frate, știi cum m-a prins diavol? Mi-a plăcut de niște jucători de la Națională și am zis, hai să văd în ce echipe joacă. Și am coborât în Liga 1 și de acolo fogata. M-am întors înapoi la tot ce am fost înainte. Mi-am pierdut dorința de rugăciune, pasiunea pentru studiu biblic. Că n-ai cum. Deci diavolul are secretele astea, a creat în lumea asta niște lucruri ale firii pământești care aparent nu sunt păcate. Vizualizezi pe YouTube, știu eu ce, pleci de la tehnologie, ajungi la muzică, în lumea filmului, toate domeniile. Încep de la filme creștine. Numai că toate astea ți ocupă minte. Și mintea noastră are niște legi ale ei. Nu putem noi să facem ce vrem. Exact ce am citit în Galateni 5. Nu puteți face tot ce voiți. Este un conflict deschis. Că diavolul nu o să te pună pe tine ca pocăită să te uiți la pornografie. Ar fi prea ridicol, nu? Pe tine te pune să te uiți pe un site așa, doar de modă.
Eu am întâlnit o fată, acum e căsătorită, dusă de aici, îmbrăcată cu fuste lungi, cu batic în față. Și într-o împrejurare am aflat că nu avea bani. Și da, 30 ceva de ani, până acum, munceți bani, e dat la săraci? Frate, să spun adevărul, eu nu port numai haine de marcă. Zic, acum pricep că scrie în 1 Timotei 2:9, nu doar să fie decență, să nu fie haine scumpe, pe tine nu te-o prins diavolul cu indecența, te-o prins cu hainele scumpe. Și nu m-aș fi așteptat, pe din afară ta ca o călugăriță. Eu, unul care nu mă pricep ce e de marcă și ce nu e de marcă, zic, bă, da. Deci te prind într-o zonă a lucrurilor care îți plac. Și în zona aia nu receptezi îndemnurile. Apoi, de regulă, fiecare avem plăcerile noastre, ca și cu tânărul bogat. Acolo foarte greu. Le accepți aceste îndemnuri. Dar dacă nu le accepți, te pierzi. Și să nu vă mai rețin, scrie aici în versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, chiar dacă noi trăim în carne. Și duhovnicești, dacă Duhul Dumnezeu locuiește în voi și ascultați îndemnurile, și acum frumusețea, versetul 12, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Deci nu ne poate obliga, nu avem nicio datorie. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul, noi despre asta vorbim, faceți să moară faptele trupului. Adică toate practicile noastre păcătoase astea sunt faptele trupului. Ce rosteai cu gura, ce făceai cu mâinile, felul în care priveai cu ochii, unde îți mergeau picioarele. Prin Duhul le faci să moară. Cum mergea odată pe tren un tânăr credincios, mai erau trei cu el în compartiment și s-au apucat să joace cărți, zice, ai bine că ai venit și tu, că ne trebuie patru. Și îl spune, eu nu joc. Nu știi, te învățăm noi, simplu. Zice, nu, eu nu pot. Acum nu pot. Nu pot cu mâinile. Se uită la el așa cu puțin atenție. Scuze, n-am știut, ai ceva probleme cu mâinile. Nu, zice, mâinile mele le-am dat Domnului. Eu mâinile astea nu le pun pe cărți de joc. Nu pricepeau ceilalți. Buzele tale, o care lauzi pe Domnul, o care intri în contact cu Dumnezeirea, tu care vorbești cu Dumnezeu, zice în proverbe, cuvinte alese nu se potrivesc în gura unui om, cuvinte gura unui nebun, dar cu atât mai puțin orice fel de cuvinte în gura unui om de viță aleasă. Cu ochii tăi să te uiți oriunde. Tu care ai șanse să vezi vedenile lui Dumnezeu, să vezi slava lui Dumnezeu și cerul. Dar ne prinde diavolul cu lucrurile firii pământești. Și se pare că nu-s păcate, nu. Dar lucrurile firii pământești duc la faptele firii pământești. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Poate să spună cineva, dar ce e sportul, e păcat? În sport se regăsesc grămadă de fapte ale firii pământești. Certuri de partide, invidia, pisma și câte toate celelalte. Mă spunea unii, dar frate, noi avem voie să facem mișcare. Dar dragul meu, bine ar fi să faci ceva mișcare lucrând. Mișcare pe bani, timiși de pomană. Dar n-am la cine să muncesc. Dacă n-are nimeni de săpat în grădină la casma, atunci te duci și faci o vizită pe jos la o familie, la o bătrânică. Dar chiar n-ai avea nici cum, în ultima instanță, faci gimnastică. Alergi. Ce dadă, dacă nu-i un meci, nu-i miză. Și zic, asta e pentru mușchi sau pentru mintea ta păcătoasă, miza asta de scor? Ei, s-o recunoaștem. Înseamnă că noi n-am găsit împlinirea în cele sfinte și firea pământească imediat își cere drepturile. Numai că umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Bătrânim, murim, niciun câștig. Mă gândeam, vorbeam zilele astea cu cineva, cât l-a costat pe David păcatul cu Batșeba? O după masă de privit, un trup a unei femei care n-a știut să se îmbrace, să se expună în locuri publice. Câtă traumă, cum își mărturisește el apoi în psalmi. Dacă ar fi putut să întoarcă, câte urmări. Unii tratează foarte special, psalmul 32, am mărturisit păcatul, dar citiți 51, să vedeți spasmele lui, citiți 38. Spune, n-a rămas nimic sănătos în carnea mea în urma păcatului meu. 4 copii morți, tragedie în casă. El
a trimis pe Tamar la Amnon ca să guste păcatul. El a dat voie fiilor să se meargă la Amnon la tunsul oilor. El a gustat cel mai mult moartea acelui micuț. El a postit până a murit. La bătrânețe i-a mai fost frântă inima de gestul lui Adonia. Pentru ce? Câtă satisfacție avea când se lăsa călăuzit de Duhul Domnului. Așadar, chiar dacă aveți Duhul lui Dumnezeu, numai dacă îi ascultați și receptați și urmați îndemnurile, puteți trăi prin Duhul. Și asta vă face biruitori peste păcat. Se vor mira toți, veți vedea și voi că aveți biruință peste fostele voastre vicii și păcate și astea, cum zice în Isaia, în locul spinului va crește mirtul și asta va fi un semn veșnic neperitor, o slavă pentru Domnul. Amin. Și celălalt har de care vom vorbi în această seară, harul slujirii prin Duhul. Știți că evreii n-avea voie oricine să slujească? Era o lege în Israel. Dacă s-apropia cineva de cort, murea ca de muntele pe care Dumnezeu s-a arătat. Numai leviții au avut dreptul acela. Și când dintre leviți au vrut să intre pe slujba aronică, s-au ars toți cu ocazia răscoalei lui Core. Și noi putem să slujim prin Duhul. Citesc despre asta în 1 Corinteni, capitolul 12. De la versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. De pildă, unea este dat și se repete expresia asta. Prin Duhul. Să vorbească, și știți, aici sunt trecute nouă, nu numai astea, că aici scrie de pildă, nu spune că astea sunt toate. De exemplu, aici nu-i trecut darul vedenilor. În același capitol, versetul 28, apare și darul ajutorărilor, a slujirii. Da, sunt enumerate nouă, așa, în principal aici. Și spune versetul 11, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Rețineți, unea este dat unul altuia, ca și cu talanții și cu polii, unul primește unul, dar niciunul nu-i să nu primească niciunul. Fiecare după puterea lui. În condiția asta, ca să puteți primi și să puteți lucra cu aceste daruri, vă citesc Roman 12. Și să știți că toate astea nimeni să nu se mândrească, că totul e de la Dumnezeu, vasul nostru e de lut, dar și vasul e făcut de Dumnezeu. Povesteau frații de la Bosanj, de unii fratele Dragoș, că ei au avut un caz, o soră demonizată, de fapt nu știu dacă pot spune demonizată, oricum era într-o depresie foarte mare, un duh oricum care o controla așa. Și unei arăta Domnul printr-o vedenie că ea s-a dat lângă un gard așa cum ar fi de plasă și ca și cum cineva ar fi băgat mâna prin gard și atât a reușit să-i strivească puțin minte, așa să-i o turtească. Și nu mai putea să gândească și ea corect. Și s-au rugat, s-au postit, dar n-au avut darul eliberării. Și-au trimis după fratele Vasile Răscol de la Pătrăuți, în partea cealaltă a Sucevei. Ei, bătrânul era seară, era obosit și a scăpat o vorbă, a zis, măi, atâția oameni nu sunteți în stare să scoateți un diavol, las că vin. S-a dus, s-a rugat, că-i dar. A fost eliberată. Dar acolo a fost altul cu darul prorociei, care prorocește la fratele Răscol. Pentru că n-ai dat slavă lui Dumnezeu, că lucrările toate sunt ale lui, când te vei întoarce înapoi, te așteaptă o pagubă. Și nu mai știu ce i-a murit, ori vaca, ori calul. Că toate aceste daruri, aceste lucrări se realizează prin Duhul. De aceea, povestea fratele Costică de la Izvinie, deduse domnul vedenii. Și el tot le tăinuia. Frate Tudoraș a spus, măi, tu ai primit un dar, lucrează cu el. A apăsat mâna Domnului asupra lui și era undeva la rugăciune în Bihor pentru un copil de 10-11 ani, care părea, așa, copil la vârsta asta, foarte inofensiv. Și s-a dus și, știți, fratele Costică, așa mai solid, s-a apropiat de el și cu voce, așa, parcă diferită de-a lui ca și copilul, bărbatule, câtă vreme nu vrei să intri în lucrare. A zis, niciun general, dacă mă lua la rost, nu era mai pătrunzător, copilul a devenit mai departe copil.
Toate astea sunt prin Duhul, adică toate astea nu sunt în posesia noastră în permanență, chiar dacă cineva este proroc și săptămâna asta și cealaltă. Toate aceste lucrări nu se realizează decât printr-o conexie directă, printr-o prezență de moment a Duhului în viața acelei persoane. Fie că e vorba de prorogie sau de oricare alt dar al Domnului. Dar ce putem să facem noi în ce privește slujirea asta prin Duhul? Roman 12. Ascultați-mă de la versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră. Adică ăsta e aportul meu uman. O slujbă duhovnicească. Mă întreabă unii și spune, frate, oare eu ce slujbă am? Slujba asta au toți din versetul 1. Să se curățească și să se pună la îndemâna Domnului. Să fie un vas deschis acolo în rafturile bisericii. Și Domnul, după voia lui, cum vrea, Duhul într-unul pune ceva, într-altul pune altceva, într-unul pune mai puțin, într-altul pune mai mult. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți spre înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să-ți poți înțelege chemarea. A întrebat cineva pe un frate, de ce crezi că te-a folosit Domnul? Și el a zis, m-am silit să fiu curat. Și nu cred că am fost mai grozav ca altul cu nimic. Am stat la îndemâna Domnului. Că poate să aibă bucătăreasă multe vase în dulapurile ei, dar dacă e unul la îndemână și e curat și pe măsură, pe care le-a? Pe acela, nu? Așa face și Domnul. Să fii disponibil și să fii curat. Și te uimești apoi pe cine folosește Dumnezeu, în ce măsură folosește. Că scrie mai departe, versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Evident că darurile apoi se pot maturiza, să spunem, sau mai degrabă spus, slujitorul, cel prin care Domnul lucrează. Nu va fi dintr-o dată la dimensiunea rânduită de Dumnezeu pentru mai târziu. Dacă vom înțelege că Dumnezeu ne vrea să ne implice în lucrarea Lui și că asta e o lucrare mare, scrie în Efeseni 3, că și îngerii doresc să privească, auziți. Se minunează și ei că sunt lucruri de la Duhul Sfânt. Asta e cel mai mare har pe care îl poate avea un om pe pământ. Dumnezeu a decis nu doar să ne mântuiască, să ne implice în lucrarea Lui ca să ne și răsplătească, să te facă util, să ai bucuria să slujești altora, să fii la îndemâna Domnului. Și nu vă avântați așa, îmi amintesc că a fost aici un mesaj, pare mi-a spus fratele Nicu Cosma, să aveți lucrări așa izbitoare la vedere. Se pot face multe lucruri în taină. Poți fi chemat cu un dar de credință, de mișlocire, de rugăciune. Poți să fii folosit cu îndemnuri așa, foarte punctuale, la timp, în șoaptă, fără mare vâlvă. În același timp, cum spuneam, de îndemnurile firii te poate folosi și diavolul, să duci povești de la unul la altul, poșta lui foarte activă, să destabilizezi. Vei fi disponibil pentru Domnul? Printr-un cuvânt. Eu uneori când vin la adunare, dar nu de fiecare dată, predic eu, că suntem suficienți. Mă rog și spun, Doamne, poate când intru, când ies, vrei să spun o vorbă la cineva. Am avut o experiență în serile de evangelizare, era, cred că, 6:50. Eram pe a doua bancă, acolo cu frații, și am avut un îndemn, du-te până în hol. M-am dus, văd că vine un bărbat, așa cam 40-50 de ani. Nu vă spărați, nu vă cunosc. Intru în vorbă cu el, îmi spune că una dintre bunicile lui e originară de la noi, din Apuseni. Îi dau numărul de telefon, vreau să mă cauți, vreau să vorbim. Zice, eu am mai fost aici la adunare. Și acum s-a scris la cateheză. Eu trebuie să vin repede înapoi, au fost 5 minute. Nu știu dacă în seara aia am mai spus ceva la anvon. Cu aia a vrut Domnul să mă folosească. Să pot să îi deschid ușa la omul acela și fiind moți amândoi, așa, să
o afinitate oarecare, putea să folosească Domnul pe altul, nu? Pe unul din oamenii de ordine. Dar atunci pe mine m-a folosit Domnul. Am eu vreun merit în toată treaba asta? Tot ce eu l-am adus la adunare? Eu am pus îndemnul în inima lui? Am făcut, cum zice la Luca 17, niște robi netrezi am făcut, ceea ce eram datori. Am ajuns la convingerea că, de fapt, lucrarea asta la care suntem noi chema slujirea prin Duhul, de fapt, nu este un cadou care îl facem noi lui Dumnezeu, este un har. Noi despre asta vorbim, harul slujirii. Adică Dumnezeu s-ar putea descurca fără mine. Dumnezeu se descurcă și fără îngeri. Dar așa e de bun și atâta dragoste e în el, încât nu vrea să lucre singur și îi pune și pe îngeri la treabă ca să bucure și ei și ne pune și pe noi ca să avem și noi satisfacție. Uite. Noi suntem, cum spunea cineva, ca și copilul ăla de 3 ani care spune către tata în geamantoane cât el. Tata, vreau să te ajut și eu. Și tata bun ține, de fapt îl încurcă pe tata. Mai trage și de el pe lângă geamantan, dar la urmă e bucuros că a dus și el geamantanul cu tata. Altfel, socotea că merge în plus și el pe lângă tata. Fiți așadar disponibili, fiți curați, ca Duhul la vremea potrivită să vă folosească. Uneori nu ne folosește numai ca un simplu individ, uneori ne folosește Duhul în grup. La rugăciunea cui a eliberat Domnul pe Petru din închisoare? La rugăciunea bisericii. Noi suntem ca organele, dar spuneți-mi, vă rog, mâna asta are numai o singură piesă? Degetul ăsta și toate celelalte. Și unii lucruri le iau în palmă. Și mă descurc numai cu încheieturile de aici. La altele trebuie să folosești încheietura de aici. Alteori și pe cea de aici. Alteori și pe cea din număr. De exemplu, un grup de tineri este cât o mână. Nu? Ăsta e liderul, nu? Și lăs pe acolo, alții care se roagă și ei, încă o altă mână. Poate alții bătrâni sunt umerii care duc și ei poverile. Și uite așa, tot trupul bisericii poate să ducă o sarcină de slujire. Și toți suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și spune Pavel în 1 Corinteni 3, eu am odat, adică unul a sădit, altul a odat și Dumnezeu a făcut să crească. Ce sunt eu sau ce este celălalt? Dumnezeu care face să crească. Ca în urmă, cum spuneam, Dumnezeu să ne poată împărtăși și nouă bucuria de a fi și alții mântuiți și slujiți. Închei dorindu-vă mai întâi rugăciuni prin Duhul, cunoașterea lui Dumnezeu prin Duhul, să nu vă poată induce nimeni în eroare în ce privește adevărul Scripturilor. Apoi, călăuzirea Duhului, ca să puteți trăi ca sfinți și numai când astea trei sunt îndeplinite, putem vorbi de slujirea prin Duh. Altfel, și dacă se face, nu se face mult și nu-i cu reușită. Când cele trei sunt îndeplinite, putem să asistăm în măsura în care Domnul rânduie, măsura harului și a darului, cum spune Efeseni 4, și slujire. Dumnezeu să vă dea. Amin.